ne-am întors, vorbea Dani Coman înainte de pauză de acea problemă a lor cu dopajul. Ionița a recunoscut, se știe speța, Seto și Patai și ei în acea poveste. Se pare că și ei au luat acea substanță și s-au dopat și ei, toți sunt suspendați deocamdată. Iar Dani Coman spune că nu riscă nimic. Asta, cu toate că regulamentul disciplinar spune așa: dacă mai mult de un jucător de la aceeași echipă este sancționat pentru dopaj, echipa va putea fi de asemenea sancționată și se merge până la excluderea din campionat. Dar acesta este regulamentul intern. Disciplinar. Pe România. Da, de la FRF. Dar cred că la forul european sau la alte instituții, dacă te duci, nu cred că va accepta aceasta, pentru că nu este, nu, mie nu mi se pare normal ca un club să fie sancționat pentru că 2-3 jucători merg individual, la alegerea lor, merg undeva să facă ceva tratamente interzise. Nu cred că este normal, după părerea mea. Nu e obligat și clubul ăla să aibă grijă, să testeze, nu știu. Cred că știm doar fapte parțiale din acest caz. Au apărut și declarații în presă în care s-a spus că nu se știu toate aspectele. Probabil sunt date la dosar. Cred că ar trebui găsit o soluție să nu aibă, adică să minimalizeze pierderile. Mm-hmm. Pentru că nu mai avem nevoie de un club exclus de Liga 1, nu mai avem nevoie de jucători suspendați, de scandaluri între jucători, între cluburi. De jucători, nu cred că este momentul potrivit dopați, pentru așa suspendați, ceva. Avem nevoie. Dar și jucătorii au greșit, au partea lor de vină pentru că au greșit, ar trebui să fie mai responsabili. Spun asta, nu-mi place, pentru că și eu, din poziția de jucător, poate de multe ori am greșit și am plătit. Dar ar trebui, mai ales la chestii din astea acum, pentru că acum se verifică mult mai mult. Și sunt controle antidoping care se fac așa, nu te anunță nimeni. Sunt controle de doping care se efectuează la baza de pregătire fără niciun avertisment, fără niciun anunț în prealabil. Deci trebuie să fii mai atent, mai ales când mergi la o clinică privată și știi că îți injectezi niște substanțe. Ar fi trebuit, e simplu, vorbești cu doctorul de la echipă sau cu cineva din club, dacă ai acceptul, dar, repet, nu știm exact lucrurile astea și așteptăm să... Așteptăm ancheta, sigur, dar oricum, e o problemă la asta. Cum mi se pare? Povestea asta toată. E o poveste. Să vedem cum se termină. E o poveste. E o poveste frumoasă. Dar Ionița a recunoscut. Deci Alex Ionița a recunoscut. Am mă gândesc și ce-o fi în mintea lui Ionița. Ionica, 26 de ani. Adică nu înțeleg pe fata ai că merge și se mai vitaminizează, că e la final de carieră. Ionița. 26 de ani, Eric. Ție ți-a oferit cineva de-a lungul carierei? Sau ți-a spus cineva vreodată, uite, dacă faci asta, alegi mai tare, mai repede? Dacă mi se oferea sarmale, cred că mă duceam mai repede. Dar la din ăsta cu perfuzie... Mai glumim, dar... Da, e bune. E o chestie că din partea mea, eu am crezut că toată viața n-am avut nevoie, dar... Eu, mie îmi temă să-mi iau... medicamente sau care ne dă la masă, la comprimate. Comprimate. Mi era frică, eu nu știam ce era aia. Adică, de exemplu, eu dacă nu știu ce e aia, de ce să iau aia? Ai, pentru ficată, e pentru nu știu ce, păi e bună. Păi mă duc și iau, dacă... Multe dintre ele sunt psihic. Pentru că îți mai dădea vitaminele alea efervescente, le puneai în pahar și sau mai dădea la fel, vitamina D, vitamina zinc. E ca de aia, te doare, bun, nu știu ce. Sunt, dar de foarte multe ori sunt și psihice, te ajută, zic că îți dau puțin așa. Da, dar mie dar mă omoră. Eu cred că problema e mai mare, nici sunt trei jucători care sunt în situație, nu cred că doar ei. Din toată Liga 1, numai ei fac chestia asta. Dacă s-a ajuns la nivelul ăsta, ca trei jucători de la o echipă să fie prinși, în fapt, eu cred că povestea deja a luat puțin amploare și în Liga 1 eu sunt convins că se cunosc și multe alte cazuri între jucători. Ție se pare nivelul că de Liga 1 și faptul se pare că se vitaminizează? Se pare că se vitaminizează. Se pare că se alargă la Liga 1. Se pare nivelul atât de crescut și ritmul de joc atât de crescut încât mai să te gândești la așa ceva. Bun, Eu nu cred. Te întreb altceva. Crezi că i-au ajutat ceva pe acei trei jucători? Apar n-am, nu știu. Eu în evoluțiile lor n-am văzut. Pe Fatai, Ionița era la fel. Deci am jucat cu Fatai la Astra, vreau să spun că are un tonus și o forță incredibil. Ai văzut? Și este un jucător
Și viteză, fuleu. Deci avea un fuleu și am văzut că încă îl mai are. Nu știu dacă este exact la fel, dar atunci... Și vreau să spun că nu prea mergea pe la sală. Deci era nativ. Nativ, dar arăta, era din manualul de anatomie. Și nu cred că avea nevoie. Takayuki este unul dintre cei mai profesioniști jucători pe care îl cunosc. Deci este un băiat atât de cu minte și atât de profesionist și atât de preocupat de ceea ce face la fiecare antrenament, la fiecare meci. Sunt convins, disciplina. Dar deci au fost este stilul prins... japonez. Deci, Vlad te crede, deci noi... Poate avea Ioniță nevoie. Deci, scuze, pe Ioniță nu-l cunosc. Exact ce zici tu de Takayuki, îl cunosc Takayuki de când am venit în România. Și am fost și în Japonia, am jucat acolo. Deci, la cât de profesionist ești, nu mă gândesc cu ce au venit în capul lui Takayuki să meargă să facă părerea așa ceva. Părerea mea este că au avut pe cineva, cred că dacă nu mă știu, era prietena unei dintre ei sau soția care lucrează la acea clinică, haideți veniți pe la noi, vă facem niște tratamente, vă băgăm ceva, mai pune și noi o poză, mai facem puțină, puțină publicitate. Și probabil au... Dar pentru nu aia a fost mai mult. Le-a fost întins o capcană. Nu s-au gândit că se va ivi un scandal și de bine, așa nici nu l-au părut că o să fie ceva greșit. Probabil. Nu și-au dat seama, pentru că dacă vreau să facă, cu siguranță vreau să facă ceva greșit, cu siguranță nu pot sta o imagine pe rețele de socializare. Deci înainte, e clar că nu și-au dat seama înainte de gravitatea faptului. Înainte de a pleca din București, eu mai sunt prieten și cu fratesul lui Fatai și am fost pe la el acasă și am... Nu l-am văzut pe Fatai, dar am întrebat pe fratesul cum era, cum era situația și mi-au spus că era distrus, că așteptai să găsească o calea să nu... Să nu pățească nimic, dar e o situație foarte grea. Foarte, foarte grea, pentru că s-a luat dreptul la muncă. Și reputația, știi, adică e greu. Aici e problema. Da, și pentru club e o situație grea, nici clubul nu știe ce are de făcut, că clubul ar putea teoretic să-i dea în judecată pe jucători. Vedem echipele. CFR-ul, astăzi echipa lui Edi Ordănescu contra Astrei. Vedem un Gâdea în atac, e un Puști. Probabil va fi schimbat. 10 minute, 5 minute. 5 minute. Cam așa, cred. Apare Rondon în locul lui... Lui Debeliuc. Debeliuc și Vinicius. Da, și Vinicius în locul lui Ben Youssef. E acea rotație despre care vorbea Edi Ordănescu. E nevoie de o astfel de rotație în condițiile astea? Se joacă din 3 în 3 zile? Da, probabil că a făcut o evaluare și a dat seama că anumiți jucători trebuie să fie înlocuiți. Cum, echipa merge bine, are... 6 meciuri cu Iordănescu, 5 victorii, un egal. Echipa merge bine, echipa are tonus, încredere, pentru că da, sunt ce vedeți schimbat la CFR-ul lui Iordănescu? Da, aș putea să spun aceeași organizare, aceeași disciplină, maturitatea jucătorilor, n-aș putea să spun că s-a schimbat mare lucru. Adică pot să spun că ajungi să câștigi Europa League atunci, nu? Atunci spui că s-a schimbat bine, pentru că cu Dan a avut 3 ani la rând a câștigat campionatul. Adică a mers nu bine, foarte bine echipa. Așa, da. Acum să vedem dacă va câștiga un trofeu sau unul acesta. Pentru vedem. Că se și vorbește din... că țin mai mult de minge, au atacuri mai elaborate, se văd. Da, aș putea să... spun că arată total diferit, adică într-o lună, în două luni de zile, echipa începe să aibă automatisme care s-au antrenat, se repete în antrenament. Văd tot aceeași echipă cu jucători foarte maturi, foarte tari, echipă bine organizată, echipă care au așa încrederea în ei, încredere, adică se simt superior celorlalți aproape la fiecare joc. Are nevoie de transferuri CFR, pentru că Edi Ordănescu a spus că și dacă vine un jucător e ok. Nu știu dacă are neapărat nevoie de transferuri. Dacă vorbim de un transfer important, de un jucător care să vină direct în primul 11 și un jucător care să facă diferența și să se impună, este mereu binevenit. Dacă transferă un jucător care nu va juca, care va fi mai mult pe bancă și va... Nu, vorbim de transferuri importante, sigur. Deci, dacă va fi un transfer important, da, de ce nu? Nu știu pe ce poziție. Părerea mea este că... Mijlocaș ofensiv. Mijlocaș defensiv în fața apărării poate ar avea nevoie de un jucător care să fie constant acolo.
Acum să vedem dacă poate și un mijlocaș ofensiv care să-l înlocuiască pe Djokovic, având în vedere că el a plecat, dar acolo mai este Păun, mai sunt jucători, mai este Pereira, Itu, care a jucat mult anul trecut și a jucat bine, Itu. Deci arată, e o echipă de titlu, CFR, arată. Da, chiar și în condițiile în care n-a transferat și a pierdut niște jucători. Ceea ce îmi place mie este faptul că după ce marchează sau după ce sunt în avantaj, nu se mai închid. Mm-hmm. Pentru că de foarte multe ori cu Dan Petrescu, în momentul în care echipa era în avantaj, de cele mai multe ori 1-0, se închideau. Da. Și apărea jocul acela neplăcut ochiului. Se apărau, jucau mai mult minge lungă, doar cu minge aruncate în careu. La faze fixe erau foarte periculoși, dar de multe ori o făceau bine. Am văzut un CFR mai ofensiv acum, chiar și după ce marchează. Și cred că ăsta este un lucru bun. Cred că au capacitatea să joace mai ofensiv, pentru că au jucători. Au jucători de viteză, au jucători tehnici. Ce am spus și etapa trecută, înainte de etapa trecută, au dat un gol pe contraatac cu Adita Păun, care a făcut o cursă foarte bună, un timing foarte bun la pas, pas singur cu portarul și au înscris pe contraatac, deci nu au stat să se închidă. Eric, tu ai jucat și cu CFR, cred că și cu Astra, nu? Scuzați-mă, cu ambele echipe, deci, nu, cu Astra deja, cred că ultima dată am jucat numai la Viitor, cu... CFR-ul. Da. Cum ți-a părut? CFR am jucat ultima dată, am pierdut 1-0. Era aproape de plecarea Dan Petrescu. E o echipă automatică, adică ei deja de vreo 2-3 ani știu care e jocul la CFR. Eu joc pe forță, ei știu să conducă meciul, chiar dacă e 1-0 pentru adversarul sau 1-0 pentru ei. Ei știu să ai răbdare, să aștepte. Acum cu venirea lui Iordanescu, am lucrat și cu el la Pandurii. E un antrenor care îi place fotbal, care îi place să aibă echipă care să joace fotbal și, bineînțeles, cu pregătirea care au și cu automatismul care s-a creat, e un avantaj pentru ei. Să vedem ce se întâmplă la meciul de astăzi. Domnilor, mulțumesc tare mult pentru prezență. Urmează așadar CFR Astra. Ne revedem aici la Fotbalul. Bună ziua!